De ziua bibliotecarului și totodată ziua internațională a cărții, sărbătorită vineri 22 aprilie, la finalul săptămânii școala altfel, Biblioteca Județeană Ion Heliade Rădulescu Dâmbovița organizează Marșul Lecturii, o manifestare prin care se promovează lectura. Vineri, pe 22 aprilie, la ora 10, vom organiza Marșul Lecturii, cu plecare din fața bibliotecii, oprire pe platoul prefecturii, traversăm Parcul Mitropoliei, ajungem în piața Mihai Viteazu, după aceea la primărie și ne întoarcem prin parcul de la primărie din nou la bibliotecă. Marșul Lecturii l-am organizat pentru că pe 23 aprilie, după cum știți, este Ziua Dreptului de Autor și Ziua Bibliotecarului în România și vrem să celebrăm cu această ocazie și noi bibliotecarul cum se cuvine și în primul rând lectura. Anul acesta, sărbătoarea este umbrită de nemulțumirea creată în rândul bibliotecarilor și iubitorilor de carte în general, de o propunere de modificare a legii dreptului de autor, care prevede instituirea unei taxe pe cartea împrumutată de la bibliotecă. Este stipulat să se perceapă niște taxe sub denumirea de remunerație pentru cartea împrumutată de la bibliotecă, excepție făcând doar bibliotecile școlare care, să fim serioși, deci nu mai sunt bibliotecile școlare pe care le știm noi. Ceea ce ar fi o aberație și din punctul de vedere al faptului că noi toți cei din comunitate deja plătim niște taxe, biblioteca prin lege trebuie să ofere serviciile fără bani, deci gratis, deci este un serviciu gratis pe care îl oferim comunității și vă dați seama că în momentul în care am pune această taxă pe carte împrumutată, chiar că atunci n-ar mai citi nimeni și n-ar mai veni nimeni să împrumute o carte, după cum observați, încercăm să facem tot felul de activități adiacente care să ne ajute pe noi să aducem publicul în bibliotecă și astfel să-l apropiem de bibliotecă și să se apropie de carte. Legea este în dezbatere publică pe site-ul Ministerului Culturii, pe toate căile și prin asociațiile de bibliotecari și noi personal încercăm să punem o preliște acestui articol care, vă spun, ar însemna un dezastru pentru bibliotecile publice din toată țara. Marșul Lecturii se adresează tuturor celor care vor să promoveze în acest fel lectura. Târgoviștenii sunt invitați să ia parte la această acțiune, iar pentru aceasta trebuie să aibă la ei, ca semn distinctiv, o carte pe care să o poată dărui mai departe.